Accesul credincioșilor în noaptea de înviere se va face fără probleme la mănăstirea Lainici. Muncitorii din zonă vor acționa pentru ca până de Paște să fie turnat stratul final de asfalt. Oficialii SDN Târgu Jiu dau asigurări că lucrările sunt în grafic. În zona Lainici, pe defileul Jiului, pe DN66, lucrările la pod și la parcare sunt în grafic, chiar sunt puțin avansate față de grafic. Vom avea asfalt în zona parcării mănăstirii Lainici. Știm că a fost o zonă de disconfort pentru participanți la trafic. Ne cerem scuze pentru acest lucru, dar o lucrare fără de această natură nu se poate face fără decopertarea asfaltului vechi și intervenția la stratul suport al drumului. Constructorul a încercat puțin să forțeze lucrurile, dar nu a reușit să și toarne asfalt în toamna trecută. A venit iarna și temperaturile nu i-au mai permis să toarne un nou strat de asfalt, dar până de Paști vom avea toate cele trei straturi de asfalt așternute în acea zonă și se va circula în condiții normale pe DN66 în zona mănăstirii Lainici. În ceea ce privește podul de peste Jiu, lucrările nu sunt încă gata. Pe viitor se va opri circulația pentru aducerea unor grinzi agabaritice. La podul Lainici, în perioada următoare, urmează să vină grinzile. Va fi iarăși o perioadă de disconfort pentru participanța la trafic, pentru că se va opri circulația pe mai multe tronsoane de pe defileul Jiului pentru a avea acces cu aceste grinzi, care sunt grinzi agabaritice, o să fie niște utilaje agabaritice care le vor transporta și atunci circulația va fi restricționată, vor fi însoțiți de echipaje de poliție și de la drumurile naționale. Întreaga lucrare ar trebui să fie gata anul acesta.